Ia ziceți, băieți, ce părere aveți de asta? Ia ziceți, TNT-urile astea vi se par puține pe aici? Astăzi vom vedea moduri în care poți să-ți faci calculatorul să bubuie de la Minecraft. Da, nu știu de ce vrea să faci chestia asta, dar hai să vedem. 7 modalități de a-ți omorâ calculatorul în Minecraft. Hai să vedem despre ce este vorba, fraților. Dați voi un like dacă vă plac episoadele astea în care reacționăm. Ce se întâmplă aici? Ok, a plantat un din ăsta care crește la... De ce crește atât de mult? Bă, ce se întâmplă aici? Alo? Bă, cât? Bă, las-o încolo. Ok, cred că m-am prins care este faza. Deci fructul ăsta din end practic o să crească la infinit și o să-i bubuie calculatorul. Presupun că așa funcționează. Bă, dar cum face chestia asta? Adică fructul ăsta natural crește atât de mult sau e un mod sau ceva? Deci chiar sunt curios, să-mi ziceți în comentarii dacă știți despre ce e vorba. Uitați-vă ce e aici, ce a crescut, bă, din ăsta. Doamne ferește. Ia, oh my god, și o să-l spargă. Nu mai e un mod ceva. Oh, nu. Cred că s-a dus calculatorul, sincer. La primele nu face. Ia, acum. Acum o să facă lag rău de tot. Oh my... Bă, vezi că n-are lag încă. Bă, n-are lag. Ok. Băi, se mișcă bine încă. Deci a fost țeapă? Asta nu e o modalitate bună să-ți omor calculatorul. N-a pățit nimic calculatorul. Bă, e țeapă. Oh my god, ne-am luat țeapă, ok. Bun, deci aici a pus, ce a pus acolo în chestul ăla? A pus foarte mult, a pus ăștia așa, ok. Am înțeles, deci a pus, oh, ok, a pus foarte multe chesturi. Am înțeles acum, ok. Deci a pus super multe chesturi din astea, cu mai multe chesturi care înăuntru lor au mai multe iteme. Deja are lag. What? Cum are, mă, deja lag? Pă bune? Ia. Yeah. Hai, bă, vrem să vedem și noi ce se întâmplă. Are lag, deci efectiv nu poate să mai pună, vedeți? Uitați-vă la mouse-ul lui, că efectiv are lag la mouse, bro. Bro, ce? Doamne. Ok, ga... Băia, dar crești! Fără să le spargă! Mă, oare ce se întâmplă dacă le spărgea totuși? Ok, interesantă chestie, interesantă chestie. Ia să vedem. Give așa, comment block, ok, deci a dat un comment block, îl pune aici și bagă summon, ia, deci summon iron golem, deci o să spawneze iron golem aici unde este comment block-ul ăsta. Ok, ok, ia, opa, și a dat drumul. Ah, ok, deci a dat la 2 secunde sau nu, se spawnează 2 pe secundă sau nu știu ce a pus 2-ul ăla acolo. Ideea este că acum... Nu trebuie să apese nimic, nu se întâmplă nimic decât se spawnează non-stop. Nu trebuie să facă nimic și o să se spawneze Iron Golem Entity Cramming. O, ce? A, a băgat o comandă să se stacheze entitățile între ele. LOL. Bro, ce tare asta. Hai că e tare asta, e puțin tare. Ia, ce face, mă? Și-a făcut fermă. Ia, ce arată, mă, acolo? Nu știu ce ne arată acolo. A, entitățile, cred că ne arăta. Doamne ferește. Low FPS, ok. A spart comment blocul, deci sunt la maxim entitățile acum. Uuu, deja are lag, ok. Deci acum v-ați prins ce a făcut, i-a spawnat pe toți acolo și acum sunt maxim cât de mulți poate să fie într-un loc și acum vrea să-i omoare. Sau ceva, sweeping. Hai, mă, dar dă-i direct cu kill. De ce nu-i dă kill la, de ce nu dă kill la entități direct? Sau ce, vrea să-l omoare el de mână? Oh my god! Doamne. N-a dat crash PC-ul. Bă, n-a dat crash. Opa. N-a bubuit calculatorul. Deci a fost țeapă un pic și modalitatea asta. Bă, deci vedeți, n-au fost multe modalități. Deci ne-am uitat la 3 până acum. Aia, taș, că face și cu ardenul. Ne-am uitat la vreo 3 până acum. Și se pare că... Ia uite, și cu ardenul aici face fermă de XP. Ești nebun? A, face cu alea, mă, stai așa. Are blocuri de-astea sau? A, bă, nu, de la Warden are blocurile alea. Custom potion și omoară pe toți. Ok, deci chestia asta cu foarte mulți mobi aparent nu ți omoară calculatorul. Deci hai să vedem în continuare ce vrea să facă. Hai, bă, că ne-l plictisit, arată-ne aici. Face explozii? Summon TNT. Ok. Deci aparent am înțeles, bun. Deci face foarte multe din astea, cred. Ia să vedem. Bă, ce a făcut? Ok, deci spawnează foarte multe comment blocuri care fac explozii. Bro, dar e țeapă ăsta. Nu, nu o să-ți dea crash. Ne minți. Oh, ia să că a făcut la mai multe. Ok, poate nu ne minte. Ba da, ne minte.
Hai, oh my god, păi da, așa, da, bă, bine. Ia, fiți atenți aici. Păi așa, cred și eu, ești nebun, mamă. Stai că a pus 100 de miliarde de TNT-uri. Ok, acum da. Deci a pus dita mai cubul de TNT-uri deasupra la alea care explodau non-stop. Ha, bă, nu, și tu n-au bubuit. A, sau bubuie pe... Dar tot n-a pățit nimic calculatorul, bro. Deci ce-ți apă, că nici măcar crești nu i-a dat. Ok. Ia ziceți, băieți, ce părere aveți de asta? Ia ziceți, TNT-urile astea vi se par puține pe aici? Cum ar fi să dea foc acum în 3 secunde la asta? Stai, nu știți că asta o să facă, vă dați seama? Ok, am zis să vedem o chestie care, bă, sigur trebuie să dea crash. Nu ai cum să dai greș cu așa ceva, ia. Opa, s-a dus. A dat foc. A dat foc la toate astea, ești de bun. Oh my god, ce se întâmplă? No, n-apucă. N-apucă, cred că, sau? Apucă să bubuie toate, nu dă crash? Bă, nu pot să cred. Bă, nu mai poți să mai dai crash la calculator în 2023? Ia uite-l pe ăsta ce a făcut. Ia uitați-vă ce e aici. Deci uitați-vă ce e... What? Ce face, mă, aici? Ce-și construiește, mă, omul ăsta aici? Mă, ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg. Oh my god, ok, știu ce se întâmplă. Amogus. Ok, știu clipurile astea cu... Gata, mi-am adus aminte cum face tipul ăsta clipurile. Ok, aici a construit dita mai chestia și o să fie ceva troll. O să fie ceva random și troll la un moment dat. Uite, Amogus peste tot. Uite, bă, Amogus mici. Templu Among Us, fraților. Nabeleaua. Și asta cine e? Obama. El e Obama, e un bloc de Obama acolo și aici un ritual de Among Us. Mă, ce se întâmplă? Bă. Ok, și asta e tot? Da, atâta. Asta a fost templul Among Us. Ok, am înțeles. Cred că am văzut destule, sincer. Ok, deci clipul ăsta începe destul de bine. Uitați-vă și voi ce e aici. Cred că am început bine. Deci deja s-a dus Minecraft-ul. Ok. Bă, ce eram acolo? Ok, nu știu dacă e țeapă, pentru că mi se pare că parcă a început să lăguiască mult prea devreme și nu știu, să-mi spuneți voi, oare de la astea au făcut foarte mult lag sau e trucat clipul sau are tipul ăsta un PC mai prost decât restul, că parcă până acum am văzut modalități puțin mai, nu știu, mai multe tinturi și mai multe chestii și nu a bubuit, nu a bubuit calculatorul halul ăsta, să mai zic. Da, bă, nu, cred că erau foarte multe TNT-uri și mai în spate și s-au dus foarte repede, gen, spre toate. Cred că asta e faza, nu sunt sigur, ia. Ok, bag albinele la somn și după aceea le-a luat și după aia a făcut albine foarte mult. Oh my god! Ok, deci ați văzut ce s-a întâmplat aici. Deci efectiv a băgat niște albine într-un stup din ăla și după aia a pus 100.000 de astea și a făcut zi. Și ziua albinele ies afară și gata. Ok, ăsta chiar e o modalitate legită, gen. Ok. Oh my god. Ok, bro. Hai că ăsta trebuie să dea crash ăsta. FPS 1. Na, da, crești, da, FPS 1, ok. Asta e clasica, am mai văzut-o pe asta cu cactus și o știe toată lumea. Ăsta chiar e crești pentru că n-ai ce să faci, că e toată lumea făcută din cactus. Și gândește că se rup toate blocurile pe toată aia ta, pe toată raza ta. Ok. Oh my god, distruge blocurile astea și curge XP din ele. Ok, și XP-ul mult, știu că chiar face lag. Dacă ai mult XP pe Minecraft pe jos, astea au fost clipurile, ok. Deci, dacă ai foarte mult XP pe jos, chiar face lag pe Minecraft, să știți că asta știam și eu. Deci, cred că a fost legit clipul ăsta, sincer. Haideți să vedem și un experiment cu o sferă de TNT, auzi? Bă, da, sper că puneți și înăuntru, nu? Bed. Ce facem, mă, pune bedrock? Villager. A, pune un villager aici în bedrock, înăuntru, sau ce se întâmplă? Bro, da, gen, sfera asta de TNT e cam țeapă, că e doar așa pe din afară, adică ce experiment e ăsta, bro? Ia, tașcă, pune villagerul acolo, am înțeles, și acum o să dea foc la sfera asta de TNT. Bro, dar nu e umplută sfera, deci nu o să facă mare chestie, nu sunt atât de multe TNT-uri, nu? Ok, ia să vedem. Adică sunt niște TNT-uri, dar nu sunt așa multe. Ok, și ce vrea să vadă dacă supraviețuiește villagerul, gen, în sfera de TNT. Hai să vedem, scrieți în comentarii acum dacă ați ajuns până aici. Scrieți în comentarii dacă a supraviețuit sau nu. Eu zic că a supraviețuit. Cred. Da, mă, da. Ați văzut? Aia zic, și acum l-omoară.
Eram sigur. Bă, ce ai cu el? Lasă-l să trăiască. Ia uite, bă, tu Rip Villager în comentarii, ești nebun. Abonați-vă, uite, așa e și la mine. 0% sunteți abonați. Abonați-vă, fraților, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Ia să vedem mai multe chestii cu TNT. Numai TNT-uri am văzut astăzi, deci m-a spart. Ia, tu ne pe telefon filmat ăsta. Fiți atenți aici, tu să-ți dea crești pe telefon. A bubuit o casă și n-a avut lag. O vezi că se ține bine pe telefon. Doamne, ce ne uităm pe telefon, bro? 300, sunt 300 de blocuri, gen? Cum mă, sunt 300? Nu sunt 300 de blocuri aici. Sunt 300 de blocuri? Really, nu cred. Cred că e minciună. Scria 100 acolo. Ok, bă, ce se întâmplă? 500, astea sunt 500 de TNT-uri. Ia, hopa. Mă, opa, asta e că s-ar putea să-i dea crește aici. Stai, ce s-a întâmplat? Că am ratat aici. Ia uite, bă, am dat și eu skip un pic și am ratat. Deci aici la 500 are foarte mulți creeper înăuntru, ești nebun? Mamă, bă, creeper combinat cu TNT, nu sună rău. Adică bine, sună rău, dar gen... Dacă vrei să-ți bubui PC-ul, presupun că e ok. Ia, tașca să ignite. Ia. Uuu, aici chiar e ceva lag. Op. Nu i s-a blocat telefon? Bă, nu. Bă, deci pe telefon nu poți să-ți iei creșoare. Cred că dacă faci o chestie insane, tot îți iei crești și dă pe telefon, nu? Așa mă gândesc eu. Sincer, ia uite, astea încă bubuie. Ia, creeperul din TNT, fraților. 1000 de TNT-uri se află în creeperul ăsta. Fiți atenți aici. Ia să vedem. Mamă, dar e mișto, vezi că arată mișto așa. Ia, hai că i-a dat foc. Ia și dă crești sau nu? Hai, un crești, un crești. Hai, hai, frate, un crești. Un crești. Doamne, deci nu dă crești, dar uitați-vă cum arată, adică nici măcar nu... Doamne, ferește, uitați-vă și voi. What? Cum a rămas intact? Lol. Nu, deci Minecraft-ul pe telefon chiar cred că nu poate să dea crești. Deci chiar, să-mi spuneți dacă v-ați jucat Minecraft... Lol, deci uitați-vă și voi, se buguiește rău de tot genul. Apare de parcă mai sunt TNT-uri și chestii genul, dar nu mai sunt. Să-mi spuneți și voi dacă v-ați jucat Minecraft pe telefon și ați reușit vreodată să vă luați crești. Că mie mi se pare... Că nu poți să ții crești, frate. Deci uitați-vă și voi aici. Deci aici chiar s-a blocat rău de tot. Și uitați-vă și voi. Gen aici, ăsta era tot întreg și ieșeau 100.000 de TNT-uri din el, dar el a rămas întreg. What? N-are niciun sens, nu știu. Chiar uitați-vă și voi. Și aici a rămas capul și a dispărut după. Nici asta nu înțelegea ce se întâmplă. Doamne. Și capul ăsta dispare acum. What? Ce-a fost asta, bro? Cam astea au fost modalitățile să vă bubuiți calculatorul, nu le încercați, adică nu recomand să le încercați, bine, n-are ce se întâmple decât să vi se oprească Minecraft-ul, sper, adică sper că nu bubuie pe bune un calculator în viața reală de la chestia asta, dar ar fi destul de ciudat dacă s-ar întâmpla asta și probabil foarte ilegal. Eu am fost burgerul vostru preferat și ne auzim și noi pe data viitoare, să-mi lăsați în comentarii care a fost faza voastră preferată, pa, pa!